Bine v-am regăsit, dragii mei, cu ocazia unui nou concert roz, un eveniment organizat de Radio România Muzical și de orchestrele Radio România aici, la Sala Radio. Suntem așadar acasă la noi. Până în 9 iulie sunteți invitați să urmăriți câte două concerte săptămânale. Miercuri ne întâlnim aici pentru seria Beethoven, iar seriile de joi sunt dedicate jazzului propuse de membrii ai Big Band-ului Radio. Toate concertele se derulează în continuare fără public, cu sala goală așadar, dar sunt transmise în direct pe posturile Radio România Muzical și Radio România Cultural. În plus, puteți urmări și în format video aceste concerte pe conturile de social media Radio România Muzical și respectiv pe cele ale orchestrelor și corurilor Radio România. Sâmbăta și duminica aceste înregistrări sunt disponibile începând cu ora 19 în regim de premieră pe Facebook, așadar și pe YouTube. Iar dacă vreți să știți exact cine, ce și ce anume cântă, programul complet al concertelor roz poate fi consultat pe site-ul romaniamuzical.ro. De această dată îi ascultați pe violonistul Alexandru Tomescu. Este foarte nerăbdător să vă cânte, pentru că cred că ne-a prins emisia cu câteva corzi atacate, nu sunt sigură. Îl cunoașteți foarte bine, este unul dintre soliștii concertiști ai orchestrelor radio. În seara aceasta i-are invitați pe violoncelistul Ștefan Cazacu, la fel de bine cunoscut în spațiul românesc și nu numai, și pe harpista Adriana Câlțea, care este membră a Orchestrei Române de Tineret, dar și a Orchestrei Operei Naționale Bucureștene. Seria Beethoven continuă așadar. De data aceasta însă, muzicienii vă propun să descoperiți prin piese inedite o altă fațetă a personalității lui Beethoven. Una cu care suntem poate mai puțin obișnuiți, cea delicată, ușor visătoare, blândă poate chiar. Sigur că programul gândit de Alexandru Tomescu și de invitații săi este unul dinamic, este unul cu contraste, așa că nu vă imaginați că o să fie totul un lirism de la capăt la altul. Piesele aranjate pentru vioară și harpă sunt încadrate în programul de astăzi de două duete pentru vioară și violoncel. Așadar, coperțile acestui recital sunt duetul în do major, cu care se deschide seara, și cel în fa major, ambele în aranjamente pentru vioară și violoncel realizate de Friedrich Hermann. Veți asculta apoi și romanțele opus 40 în sol major și opus 50 în fa major, ciclul de liduri Sehnsucht pe versuri de Goethe, un foarte scurt, dar delicat și tandru Liebeslied și șase dansuri germane, toate în aranjamente pentru vioară și harpă. Mare parte dintre partiturile interpretate în acest recital au fost publicate fără număr de opus sau s-au păstrat doar ca fragmente, de aceea ele fac parte dintr-un catalog special care se cheamă chiar așa, VOO, Werke ohne Opus Zahl, adică opusuri, creații fără număr de opus. Mai multe vă va spune chiar Alexandru Tomescu între piesele pe care le veți asculta în seara aceasta, pentru că noi așa ne lipsesc, din păcate, aplauzele, așa cum ar fi fost normal. Și cred că vă va și recita, pentru că lidurile lui Beethoven sunt scrise pe o poezie de Goethe, așa încât nici nu e nevoie să rețineți dumneavoastră ordinea pieselor, veți avea un ghid excelent. Audiție plăcută! Mulțumesc foarte mult, dragă Irina. Mă bucur din toată inima să fiu aici din nou acasă, pentru că pentru mine acasă înseamnă chiar această scenă de concert a sălii radio. Și chiar dacă 99,99% dintre scaunele sălii sunt goale, eu știu că dumneavoastră sunteți aici alături de noi, așa că noi, artiștii de pe scenă, ne vom folosi imaginația pentru a vă simți aproape. Așa cum v-a spus deja Irina, vom începe cu un duet vioară-violoncel. Să știți că Beethoven l-a scris inițial pentru clarinet și fagot, însă el a fost adaptat cu mare ușurință pentru aceste două instrumente, vioară și violoncel. În ziua de astăzi, într-adevăr, poate există anumite curente mai stricte, celebrele urtexturi, deci acele manuscrise lăsate de compozitori, sunt de multe ori privite ca niște biblii care trebuie tratate ca atare. Însă, pe vremea lui Beethoven,
compozitorii scriau pur și simplu muzică, nu scriau neapărat pentru un anumit instrument și doar pentru acel instrument. Și chiar Beethoven a scris, spre exemplu, concertul pentru vioară și orchestră, l-a scris și pentru pian, pentru că muzica lui s-a părut că se potrivește atât viorii cât și pianului. Așadar, vă invit să descoperim împreună aceste sonorități foarte frumoase, foarte spumoase ale acestui duet, care se compune din trei părți, Allegro Commodo, apoi un larghetto sostenuto și un rondo allegro vivace. Mie îmi place în mod deosebit în această lucrare partea lentă, care este un adevărat concert pentru violoncel, la fel cum a făcut și în triplul tot de Beethoven. Veți vedea acolo cât expresivitate îi încredințează acestui instrument. Practic, când vine violoncelul cu tema sa majoră, parcă răsare soarele. Vă invit să vă bucurați de muzică. Mulțumesc! Thank you.
Thank you.
dacă îmi permiteți să comentez această tăcere care se înstăpânește după ce termin o piesă de cântat, mi-amintește de seratele muzicale ale regretatului Iosif Sava. Acolo tot așa concertele invita foarte des muzicieni să cânte și concertele se țineau în studioul televiziunii române. Nu era chiar cea mai fericită acustică, așadar aici la radio evident suntem răsfățați și țin minte și acum cântai, îți dădeai sufletul acolo, terminai și la sfârșit se auzeam da. Și acum să trecem mai departe. Noi trecem mai departe, evident. Aș dori să o invit pe scenă pe Adriana Călțea, harpista Adriana Călțea, muzician remarcabil, care de foarte mult timp îmi doream să colaborez. Iată că acum s-a ivit această oportunitate și să știți că am orgoliul de a o fi convins pe Adriana să-și încalce un principiu care pe mine m-a lăsat fără cuvinte. Prima dată mi-a spus că ea cântă doar piese scrise pentru harpă și vioară, în mod original. Și ce să vezi, niciuna dintre piesele din seara aceasta nu a fost scrisă pentru harpă și vioară. Așadar am explorat împreună în zilele acestea de distanțare socială, de carantină, am explorat aceste piese lăsate de Beethoven, unele dintre ele scrise pentru voce, altele pentru vioară și orchestră. Și trebuie să vă spun că după această pauză, care poate sigur pentru unii a trecut repede, pentru alții a trecut greu, reîntâlnirea cu un partener de scenă, cu un muzician, pentru mine a fost pur și simplu emoționant. De aceea m-am bucurat atât de mult să pot cânta muzică, să pot schimba idei muzicale cu Adriana și cu Ștefan zilele acestea și eu cred că este un prim pas către normalitate la care visăm. Vrem să vă propunem acum două dintre romanțele lui Beethoven. Există, cunoașteți poate, o legendă, nu știu cât e adevăr în ea, potrivit căreia aceste romanțe ar fi putut fi niște candidate destul de serioase la partea, la titlul, să dețină poziția de partea a doua în concertul pentru vioară și orchestră. Cert este că ele sunt foarte, foarte sincere, foarte deschise. Îl găsim aici pe Beethoven, evident, între ghilimele, sub ferestrele iubitei sale și nu este doar un Beethoven iubitor care își înalță privirea către ferestrele iubitei sale, ci din când în când se și enervează, pentru că nu este doar Beethoven. Așadar, mai întâi vrem să vă cântăm romanța în fa major, urmată după aceea de romanța în sol major. Yeah.
Thank you.
Cred că aceste două romanțele lui Beethoven ne-au deschis porțile către latura sa sensibilă, către latura sa romantică. Vreau să vă cântăm acum o serie de patru liduri care i-au fost inspirate lui Beethoven de o singură poezie de Goethe. Deci el a citit această poezie și a găsit în ea așa o bogăție de sens, așa o conexiune spirituală, cred eu, încât numai puțin de patru melodii au luat naștere. Ele sunt niște miniaturi, practic fiecare are câte două fraze, dar este uimitor de văzut cât de diferite sunt stările pe care aceste muzici le îmbrățișează. Poezia lui Goethe este foarte puternică. Foarte puternică. Se numește Sehnsucht, ceea ce, sigur, poate fi tradus ca nostalgie, dar poate în limba română mai potrivit ar fi dor. O să citesc și în germană, pentru că îmi place sonoritatea limbii germane, cred că se potrivește cu muzica lui Beethoven. Deci, nur wer die Sehnsucht kennt, weiß was ich leide. Deci, doar cine cunoaște dorul, știe, cunoaște suferința mea. Allein und abgetrennt von aller Freude, singur și despărțit de toate bucuriile, sehe ich ans Firmament nach jener Seite. Privesc către firmament de fiecare parte. Ach, der mich liebt und kennt, ist in der Weite. Ach, cine mă cunoaște, cine mă iubește și mă cunoaște, este în depărtare. Es schwindelt mir, es brennt mein Eingeweide. Mă amețește și îmi arde interiorul. Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß was ich leide. Doar cine cunoaște dorul, știe și suferința mea. Așadar, un Beethoven, cred eu, foarte, foarte sincer și foarte, foarte, foarte direct. Așadar, aceste patru liduri transpuse cu curaj de către noi pentru fioară și harpă. Thank you.
Așadar, un Beethoven chinuit de dor. Să știți că pentru mine, ca violonist, este o experiență aparte, acesta să cânt după o partitură scrisă pentru voce, pentru că pur și simplu văzând versurile sub fiecare notă, fiecare notă e însoțită de către o silabă, ai senzația că fiecare notă îți vorbește, Beethoven îți vorbește din fiecare notă. Și eu cred că, evident, Beethoven are acest merit de a fi adus cuvântul în muzica simfonică, prin Sinfonia a noua. Și simt eu că l-a adus și în viața mea de violonist. Beethoven, sigur, a avut o viață sentimentală foarte agitată pe măsura caracterului său, tumultos. Este o listă foarte lungă de iubiri, marea majoritate dintre ele nefericite. În ciuda succesului său de muzician, Beethoven nu era dintr-o clasă înaltă, așadar multe dintre relațiile pe care și le-ar fi dorit erau imposibile. A rămas așa ca o ghicitoare încă nedezlegată celebra scrisoare către iubita lui eternă, cum o numea el, care a fost descoperită după moartea sa într-un sertar secret al scrinului său, o scrisoare de 10 pagini. Și sute de ani, niște sute de ani, așadar, tot felul de detectivi sentimentali au încercat să afle la cine se referea Beethoven, pe cine numea el iubita sa eternă. Ei bine, se pare că, cel puțin pentru moment, secretul l-a dus cu el în mormânt. Vrem să vă cântăm acum o piesă care se numește Liebeslied. Sigur, pentru violoniști, când spui Liebeslied, lumea automat se gândește la Kreisler, dar de fapt Kreisler scrisese Liebeslied. Între lied și light este o diferență ca de la cer la pământ. Lied înseamnă cântec și light înseamnă tristețe. Așadar, Kreisler ne-a lăsat tristețea dragostei, respectiv perechea ei, Liebesfreud, bucuria dragostei, iar Beethoven ne-a lăsat acest cântec de dragoste. Iată că a venit și momentul pentru cele 6 dansuri germane ale lui Ludwig van Beethoven. Mai ales pe căldura aceasta, credeți-mă, de fiecare dată când le cânt, simt o nevoie pur și simplu firească pentru o halbă de bere. Na, doar nemții au inventat berea și, mă rog, au perfecționat-o, de fapt. Și cred că egiptenii au fost primii. Efectiv, am această viziune a lui Beethoven cu o halbă din aceea frumoasă de ceramică, cu capac zincat,
adusă pentru el de o frumoasă hangiță nemțoaică, plină cu o bere foarte, foarte rece. Să știți că aici în sala radio este foarte cald, chiar dacă sala este goală, noi simțim din plin, sau cel puțin eu, simt din plin venirea verii. Și vă invit așadar la dans, 6 dansuri germane.
Mulțumesc foarte mult, Adriane, pentru această colaborare minunată. Acum doresc să îl invit pe scenă pe Ștefan Cazacu, muzician remarcabil, alături de care am cântat deja de mai multe ori. Este foarte, foarte plăcut, este foarte, foarte frumos să întâlnești muzicieni cu care simți că ai această potrivire spirituală, pentru că atunci totul merge firesc, toate lucrurile se înțeleg deja din priviri și nu mai trebuie să explici nimic. Vrem așadar să vă cântăm în încheierea acestei incursiuni în lumea mai puțin cunoscută a lui Beethoven, cel de-al doilea duet pentru vioară și violoncel. Veți vedea, este diferit așa ca stare de spirit de primul. În primul rând că violoncelul se bucură de o atenție sporită, așadar el are onoarea de a deschide, de a propune principalele teme ale lucrărilor, iar apoi veți vedea, parcă încă este încă mai avântat, încă mai strălucitor. Sperăm că v-ați bucurat împreună cu noi de aceste lucrări mai puțin cunoscute ale lui Beethoven și vă așteptăm în continuare la concertele Roz. Nu știu dacă ați remarcat sau veți vedea la transmisia pe Facebook, am încercat să aducem și noi puțin roz pe scenă, fiecare cu câte un element vestimentar, dar încercăm să aducem puțin roz și în viața dumneavoastră, că prea a plouat cu coduri galbene, roșii, portocalii, nici nu mai știm pe ce lume trăim. Mulțumim!
S-a încheiat cel de-al patrulea concert roz aici la Sala Radio, sigur al patrulea din seria Beethoven, un proiect realizat de Radio România Muzicală și de Orchestrele Radio România, transmis în direct de posturile Radio România Muzical și Radio România Cultural. I-am ascultat astăzi pe violonistul Alexandru Tomescu, solist concertist al orchestrelor radio și pe invitații săi, violoncelistul Ștefan Cazacu și harpista Adriana Câlțea. Ei au interpretat creații mai puțin cunoscute sau foarte puțin cunoscute ale compozitorului pe care acum, în 2020, îl aniversăm la 250 de ani de la naștere, Ludwig van Beethoven. Seara s-a deschis și închis, iată, cu duete pentru vioară și violoncel și a cuprins și romanțe, liduri și dansuri germane în aranjament inedit pentru vioară și harpă. Și acum, pentru că am ajuns la final, îi rog pe cei trei muzicieni să vină puțin mai aproape de mine, nu foarte aproape. Felicitări, felicitări Alexandru, felicitări Adriana, felicitări Ștefan. Cum de v-a venit această idee de a prezenta un repertoriu mult mai puțin cunoscut decât ceea ce a propus până acum și ce o să propună și în continuare această serie Beethoven din Concertele Roz? În primul rând, ideea mi-a venit atunci când am auzit despre această revenire a lui Beethoven în atenția publică, nu? Pentru că săracul începuse și el cu bine anul 2020 de sărbătorire, bine, da, dar iată că ne-am potichit puțin. Concerte, lucrări în acestea ample și apoi dintr-o dată COVID-ul a acaparat toată agenda publică. Sigur că ne bucurăm și cunoaștem aproape din afară lucrările mari, lucrările celebre ale lui Beethoven, uh-huh. Dar cred că atunci când propui publicului niște lucrări mai puțin cunoscute, multe dintre ele, cum ai și spus, nu au număr de opus, deci uh-huh. Beethoven chiar nici nu le-a publicat în timpul vieții sale, parcă se ridică un colț de cortină din viața sa și eu cred că aceste lucrări, chiar dacă nu sunt la fel de celebre, la fel de dramatice ca marile sale opusuri simfonice, au darul de a-l umaniza pe Beethoven. Parcă de prea multe ori așa îl vedem ca pe o statuie de bronz, așa nemuritoare cum și rece. De altfel să vedem majoritatea compozitorilor. Cred că cu cât trece mai multă vreme peste ei, cu atât îi vedem mai, îi ridicăm pe un soclu mai înalt. Da, dar mă rog, nu vreau să acaparez, vreau să te rog chiar să pot, să-și pot exprima părerea și colegii mei, că mă rog, eu i-am invitat în această nebunie și mă rog, poate acum aflăm adevărul, cum s-au simțit în aceasta. Adriana. Bună seara și celor care au avut plăcerea să ne asculte. După cum spunea Alexandru mai devreme, mi-a lansat o provocare. Cel la început nu părea chiar, nu eram familiarizată cu genul ăsta de scriitură. Uh-huh.
am descoperit că este o muzică foarte frumoasă, valoroasă și pot să spun că îmi pare rău că domnul marele Beethoven nu a scris și pentru harpă. Păcat. V-a fost greu să găsiți partiturile astea, aranjamentele astea speciale? Mă refer în special la cele pentru vioară și harpă, desigur. Nu. Nu a fost așa de greu, adică eu mi-am făcut aranjamentul meu. Am plecat de la ceva scris și după aia am adaptat pentru harpă. Am înțeles. Să poată, adică să respecte cât de mult scriitura originală, dar să sune bine și la harpă. A sunat foarte bine din punctul meu de vedere. Sunt, din nou, spun norocoasă pentru că stau aici într-unul dintre buzunarele, așa zise, ale scenei, foarte aproape, cu urechea ciulită, lipită de ce se întâmplă. Sigur, nu e ideal din punct de vedere acustic, dar e mai bine decât dacă aș fi... decât dacă n-aș fi fost aici. Ștefan, cum a fost pentru tine perioada asta cu lipsa de concerte? Pentru că tu ai o agendă foarte bogată în apariții solistice și nu numai, și camerale. Presupun că s-au anulat toate și la tine. Ai trecut greu peste perioada asta sau a fost binevenită în sensul unei, nu știu, în sensul în care poate ai avut timp să faci lucruri de care n-ai fi avut timp în alt context, în contextul normal, să-i spunem. În primul rând, să rămână bună seara. Bună seara și felicitări. Deși a fost o perioadă destul de, cum să-i spun, complicată pentru mulți, eu am privit și partea plină a paharului. Par gen optimist, de-aia te și întreb. Are și un papion roz pentru cei care nu-l vedeți încă. Nu, chiar când s-a dat starea de urgență, sau de fapt când am fost în carantină, m-am bucurat, nu vreau să fiu... să spun lucrurile, dar m-am bucurat pentru că am avut timp de studiu pentru mine. Și de foarte mult timp nu am mai avut luxul acesta de a mă trezi în fiecare dimineață să spun: wow, pot să studiez pentru mine acum. La prânz mă relaxam un picuț, după care iar studiam. Deci cum ar veni, chiar m-am bucurat de timp cu instrumentul meu, timp ca să învăț lucrări noi și ca să privesc partea plină a paharului. Apropo de asta, cât timp ați avut la dispoziție ca să studiați împreună? Aproximativ, pentru seara asta. 5 sau 6 repetiții, dacă nu mă înșel. Ei, totuși a fost ceva. E prima dată când apăreți în formula asta, nu? De duo, așa? Aveți de gând să repetați experiența? E ceva? Ați plănuit ceva? Sau nu? Încă. Momentan nu e nimic plănuit, dar... Alexandru i-a făcut plăcere. Sperăm să mai continuăm. No. Apropo de asta, sunt două generații aici, nu că aș face pe cineva tânăr și neexperimentat, Doamne ferește, sau pe cineva prea matur și prea experimentat, dar este o diferență de aproape, nu știu, 20 de ani între voi, Ștefan Cazacu și Adriana Călțea și Alexandru Tomescu. Cum au decurs repetițiile în contextul ăsta? Da, nu, dialogul dintre generații, mă rog, știu că e un clișeu, dar e adevărat aici. Mi-am dorit să am astfel de invitații, sigur că îi cunoșteam și am și colaborat cu Ștefan înainte la Orchestra Română de Tineret și în alte contexte muzicale, cum au decurs repetiții? Care a fost raportul de așa, forțe, raportul, ca să zicem, da, așa, deși sună, da, nu sună. Am simțit întotdeauna această comunicare directă, această comunicare firească, dincolo de cuvinte, că de multe ori trebuie să stai să explici aici un pic mai repede, aici un pic mai rar, să încerci, să nu știu ce, dar ori noi ne-am înțeles cu foarte, foarte puține cuvinte. Am cântat mult împreună, tocmai ca să găsim acea stare necesară a muzicii, pentru că nu e vorba totul să le pui împreună, să fie curat și să fie nuanțele din partitură. Trebuie să, un proces așa cam ca la fierărie, dacă mi-e îngăduit o asemenea comparație, deci trebuie să tot bați fierul acela al muzicii până ce devine incandescent. Îl cânti o dată și încă o dată și încă o dată și încă de 20 de ori și încă de 90 de ori. Asta, dacă până permiți, seamănă foarte bine, iartă-mă că te întrerup, cu stilul lui Beethoven, componistic, care nu era ceva fluid, era ceva foarte muncit, foarte exact, evident, așa cum zici. Evident, încă o dată, da, până ce intri în acea, exact. La duci la acea stare de incandescență, când muzica parcă devine a ta. Și atunci poți realmente să exprimi ceea ce simți cu ea. Legat de întrebarea aceea, cum am găsit partiturile, pot să vă dezvolui un mic secret pe care toți muzicienii cred că îl știu. Există acea bibliotecă virtuală, deci în urmă cu 20 de ani nici nu exista, era o pură fantezie, deci o bibliotecă virtuală în care foarte multe universități, foarte multe mari biblioteci muzicale din lume, foarte mulți muzicieni au încărcat
toate partiturile pe care le aveau și astfel opusuri care altminte ar fi zăcut în continuare ani întregi în uitare, pot fi accesibile muzicienilor de oriunde. Să sperăm că asemenea proiecte generoase vor continua și ne vom putea bucura de pagini proaspete de muzică, chiar și de la Beethoven. Așa să fie. Mai există prospețime în ceea ce îl privește pe Beethoven, dar nu numai în privința repertoriului, ci așa ca a felului în care îl receptăm astăzi, la atâta vreme, la 200 și mai bine de ani? Nu știu, mie mi se pare că da, adică atunci când asculți, atunci când cânți Beethoven, parcă de fiecare dată este pentru prima dată, de fiecare dată găsești ceva nou, găsești o conexiune contemporană. Eu cred că avem încă multe de descoperit la Beethoven, multe secole de acum înainte. Mă rog, poate. Apropo de, știu că și tu ai menționat lucrul ăsta în seara asta, Alexandru, de imaginație, a fost nevoie să vă imaginați aici un public în afara celui pe care îl aveți deja la radio, pe Radio România Muzical și Radio România Cultural? Sala este goală, repet asta, pentru cei care nu ne-au prins de la început. Eu, din punctul meu de vedere, de obicei nu mă uit în public, pentru că pot să captez diferite emoții sau stări, exact. Și nu vreau să mă încarc eu cu altă stare vrei decât a mea. Vrei să te protejezi. Da. Dar am simțit că trebuie să cânt cuiva. Adică eu nu încerc să atrag emoțiile către mine, încerc să le dau către ceilalți. Și dacă am în gând această informație că dau mai departe muzica, atunci sper să reușesc. Și pe cine să ai avut în gând în seara asta? Prieteni, familia, cei apropiați. Cei apropiați. Ștefan, da. Pentru tine cum a fost? Că văd că vrei să spui ceva și mă bucur. Sala aceasta, cred că am văzut-o goală, doar când veneam înaintea orchestrei și voiam să stau 2-3 minute să văd acustic ce aș putea să experimentez pe scenă. Dar acum, să spun, sunt obișnuit să mă uit în public când cânt. Chiar când intru pe scenă, mă așez pe scaun și încep să zâmbesc așa la lume. Eu nu neapărat o dereglare de-a mea, dar este un confort, ca să spun așa. Mă simt mult mai liniștit. Și acum, uitându-mă la scaune goale, ne adaptăm vremurilor, dar am sperat ca prin microfon să captăm atenția ascultătorilor și să transmitem emoția. Asta sperăm și noi. Apropo și de acustică, uite, un subiect pe care n-am apucat să-l atingem. Se schimbă destul de mult acustica unei săli atunci când este goală, e lipsită de public. Cum s-a simțit asta de pe scenă? Sau nu s-a simțit? Voi ați mai cântat în sala asta, de-aia vă întreb, în condiții normale. Și în condiții de înregistrări, dar și în condiții de concert, seara de concert cu public. Da, sigur, chiar dacă îmi propusesem așa să fac abstracție de sala goală sau, mă rog, să-mi o imaginez plină, e greu să ignori toate aceste. Într-adevăr, le simt ca pe o pierdere. Chiar dacă acum s-au inventat tot felul de soluții, a circulat zilele acestea acea fotografie cu o sală de concerte plină cu plante și la cu alte chestii. La Teatrul Liceu din Barcelona, da. Dar nimic nu cred că poate înlocui prezența publicului, acea vibrație, acea energie, acea nerăbdare pe care ți-o transmit, acea conexiune pe care o ai cu oamenii. Eu sper că aceasta să fie doar o stare de tranziție, sperăm cât mai scurte și să putem să ne reîntâlnim cât de curând, pentru că ar fi tragic ca noi artiștii să ne pierdem publicul. Deocamdată nu l-am pierdut, sunteți cu noi, da? Stimați ascultători, știu că nu ne puteți răspunde, dar sunt convinsă că sunteți acolo. Apropo de reîntâlniri cu Alexandru Tomescu, ne reîntâlnim în 8 iulie. De altfel, tu împreună cu pianistul Iosu de Solaun veți încheia această serie Beethoven a concertelor Roz. Ați apucat să vă întâlniți? Desigur, am și cântat concerte împreună și de mult timp așteptam un astfel de concert. Mă refer la perioada asta specifică, în general. Deocamdată nu, pentru că și el este cu carantină, izolări, dar totul este aranjat în așa fel încât să putem să ne întâlnim la timp, să repetăm. Deci nu o să avem surprize, vreau să mă asigur că nu o să avem surprize neplăcute. Cum ar fi o viață fără surprize? Sper că vom avea cu toții surprize plăcute. Plăcute să fie, sigur. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc Alexandru Tomescu, mulțumesc Adriana Câlțea, mulțumesc Ștefan Cazacu, felicitări încă o dată și permiteți-mi, așa cum fac de fiecare dată, un mic aplauz la final, bine meritat, a stat și aici sub reflectoarele astea care cred că v-au și încins.
Concertul din seara aceasta s-a încheiat așadar. Mâine puteți asculta de asemenea în transmisiune directă la Radio România Muzical și la Radio România Cultural o seară de jazz propusă de membrii Big Band-ului Radio în seria Alone Together. Mâine de la aceeași oră 19, comentariul este asigurat ca în fiecare joi de colegul meu Cristian Marica. Noi ne reîntâlnim miercurea viitoare aici la sala Radio, de data aceasta pentru a asculta un recital solo cel oferit de pianistul Horia Mihail. Eu sunt Irina Cristina Vasilescu, vă mulțumesc pentru atenție!